Sunt câteva tipuri de conflicte care apar cel mai des. În primul rând, loviturile accidentale, pentru că dor și automat copilul care este lovit are tendința să fie răzbunător. 2. Conflictele care au legătură cu tachinarea sau un bullying ușor, să spunem. Și 3. Reaua intenției. Conflictele accidentale sunt foarte ușor de gestionat. De cele mai multe ori copiii rezolvă singuri între ei, își cer scuze în cazul în care s-au lovit din greșeală și cam acolo se termină conflictul. Uneori, câte un copil simte nevoia să-mi spună că cu tare l-a lovit și atunci voi căuta să mediez relația dintre ei doi. Practic îl voi pune pe cel care l-a lovit, îl voi ruga să-și ceară scuze și mă asigur ca cel lovit să accepte scuzele, adică să înțeleagă faptul că lovitura nu a fost intenționată. Tachinarea e un puțin mai greu de gestionat, deși este super normală în orice gașcă de copii, are tendința să escaladeze și să devină bullying la un moment dat, dacă nu este gestionată de unul dintre antrenori. Este foarte greu de acceptat, dar uneori copiii dau dovadă de rea intenție. Rea o intenție sub nicio formă nu este agreată și susținută de niciunul dintre antrenori. De fiecare dată când ne întâlnim cu o situație de genul ăsta, luăm măsuri imediat. De obicei măsurile sunt drastice, iar dacă acel copil nu se potolește, suntem nevoiți să-l suspendăm o săptămână, o lună sau chiar un an.